În sala perspectivă Bibliotecii Județene Alexandru Dobescu din Călăraș a avut loc vineri, 14 mai, începând cu ora 16, lansarea cărții Trepte și repere spre înălțimi, Slavici Eminescu și Caragiale, scrisă de profesorul Victor Cutuș Mureșan. Autorul este o personalitate marcantă a învățământului călărășan, profesor de limba și literatura română al Colegiului Național Barbu Știrbei, fost inspector școlar, cetățean de onoare al municipiului Călăraș și autor a peste 20 de opere și nenumărate articole și studii de publicistică. Bună ziua, dragi organizatori! Bine ați venit la bibliotecă! Bine v-am regăsit! Ne bucurăm că ne sunteți alături! Că viața din online se mută ușor, ușor în real, că reușim să ne întâlnim și reîntâlnim pe viu cu autorii și cărțile lor la evenimente culturale speciale. Astăzi avem ca invitat o personalitate exemplară a culturii și educației române călărășene, domnul profesor Victor Cutuș Mureșan. Chiar dacă în comunitatea noastră domnul profesor este foarte cunoscut și recunoscut de toată lumea, noi încercăm și astăzi să vă reamintim cele mai importante merite ale domniei sale obținute de-a lungul carierei. În anul 2000, Ministerul Culturii și Președinția României îi oferă Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler, iar în anul 2019 îi se atribuie titlul de cetățean de onoare al județului Călăraș. Alte detalii semnificative referitoare la activitatea de publicist regăsim în finalul prezentului volum pe care îl lansăm astăzi. Intitulat sugestiv Trepte și repere spre înălțimi, Slavici, Eminescu și Caragiale, volumul omagiază marii clasici ai literaturii noastre, poetul, novelistul și dramaturgul, care au excelat în cele trei genuri literare, poezie, proză și dramaturgie. Volumul este destinat cititorilor de toate vârstele, extrem de utile elevilor, profesorilor, bibliotecarilor, ca o adevărată resursă formativă și informativă. Cărțile ne unesc, ne aduc împreună, ne poartă spre înălțimi spirituale și ideatice, dreaptă cu dreaptă, reper cu reper. Domnule profesor, este o onoare pentru noi să vă avem din nou în mijlocul nostru și suntem nerăbdători să ne prezentați detalii despre cum s-a născut această carte, cât ați lucrat la publicarea acesteia și alte aspecte ale realității de scriitor pe care ați îmbrățișat-o de-a lungul vieții dumneavoastră. Vă rog. Prima carte pe care am scris-o s-a referit la Mihai Eminescu. Ultima, cea de astăzi, a 26-a, se referă în primul rând la Mihai Eminescu, dar și la doi prieteni ai lui Eminescu, Ioan Slavici și Ionuca Caragiale. De ce m-am oprit doar la aceștia trei? Pentru că toți trei au fost membri ai Societății Junimea și au colaborat la revista Junimii Convorbiri Literare. Pe lângă aceasta, toți trei au lucrat la aceeași publicație, la același ziar, și anume Timpul de la București, un ziar al Partidului Conservator. Toți trei reprezintă repere semnificative în istoria literaturii române. Slavici, care este cel mai în vârstă, născut în 1848, este socotit cel mai mare prozator român. Datorită unui excepțional volum de nuvele, apărut în 1881, intitulat Novele din popor. Din acest volum fac parte celebra
sau foarte cunoscută novelă Moara cu noroc, care a fost ecranizată, și o altă novelă de asemenea ecranizată, Pădureanca. Apoi, în domeniul romanului, Slavici a publicat în 1906 un roman de asemenea foarte valoros, care de asemenea a fost ecranizat. Mara. Deci el este socotit cel mai mare prozator român. După el, urmând Liviu Regreanu, Camil Petrescu și așa mai departe. În 1850 se zice că s-a născut Mihai Eminescu. Ei, să știți că nu îl cheamă Mihai, îl cheamă Mihail, conform documentelor. Și nu s-a născut în 1850 la 15 ianuarie. Dar nu cred că are rost să ne oprim asupra biografiei sale, pentru că ne-ar trebui mai multe ore. El s-a născut pe 20 decembrie 1849. Iată, nu pot să mă opresc să nu vă spun chestia asta. Tot pe bază de documente. Pentru că tatăl său, Gheorghe Eminovici, notează pe o carte religioasă, pe o psaltire, astăzi, 20 decembrie, anul 1849, orele 4 și 15 minute evropienești, adică europenești, s-a născut fiul nostru Mihai. Deci ziua, luna, ora și minutul. Iar mama lui, Raluca, sau Ralița, sau Ralu, de fapt o chema Rareș. Așa, intervievată, întrebată, când l-a născut pe Mihai, a spus cu câteva zile înainte de Crăciun. Care Crăciun? 1849. Dar uite că nu m-am ținut de cuvânt și pierdem vreme. Și la șase ne dați afară. Bun. Ei, Mihail Eminovici este cel mai mare poet român, fără discuție, un prozator de luat în seamă, adică nu e tot atât de mare ca poetul, cel mai mare ziarist sau jurnalist român, s-au publicat 5 volume de publicistică, format in folio, adică format mare. Da. A lucrat 5 ani și câteva luni la ziarul conservator Timpul. E cel mai mare jurnalist român și un dramaturg nerealizat. Din toate încercările dramatice, o singură piesă a fost dusă la bun sfârșit. Deci așa trebuie privit Eminescu, adică nu trebuie exagerat, să spunem, cel mai mare prozator, cel mai mare poet, cel mai mare jurnalist, cel mai mare ideolog, cel mai mare dramaturg, cel mai mare fizician, cel mai mare matematician, nu se poate. Pentru că dacă trimitem asemenea date în străinătate, străinii nu ne cred. A apărut recent, de câțiva ani, o enciclopedie în Franța, în multe volume. Fiecare volum are peste 1000 de pagini. Și acolo apar toți scriitorii lumii. Printre care și marele nostru poet Mihai Eminescu. Dar cei care au trimis datele n-au respectat adevărul. N-au respectat adevărul. Și n-au dat date consistente. Unele date sunt vagi, unele informații sunt vagi, sunt inutile, ci chiar incorrecte. Chiar incorrecte. Și ca care
cei din Franța care au alcătuit enciclopedia, ce au zis? Îi acordăm acestui român 62 de lei. De unul dintre mari poeți romantici ai lui, 62 de lei. Iar poetului cel mai mare romantic maghiar, Sándor Petőfi, 126 de rânduri. Iar cel mai mare romantic polonez, Adam Mickiewicz, peste 400. Deci, iată cum ne raportăm noi la Cehia și la Ungaria. Așa cum ne raportăm și astăzi în lume, nu? Cehia, Ungaria, Polonia, România cu Bulgaria pe undeva. Mă scuzați că sunt plin de politică și... Da, vedeți? Deci trebuie să dăm străinilor informații adevărate și corecte. Pentru că nu putem să mai păcălim pe nimeni. Da. N-are rost să îi acordăm lui Ionescu merite pe care nu le-a avut. De pildă, cineva spunea că Mihai Ionescu a anticipat, dar vă rog să nu râdeți, teoria relativității a lui Albert Einstein. Deci cum poți să spui așa ceva? Deci a anticipat o mare descoperire științifică. Nu este adevărat. Sau încă ceva, cele două întrupări ale lui Hiperion, ale Luceafărului, din partea a treia a Luceafărului, și anume drumul lui spre Dumnezeu, spre Demiurg, pentru a cere să dezlege de nemurire pentru o oră de iubire, cei care scriu despre Eminescu au spus că cele două întrupări sunt, de fapt, doi extraterestre. Deci Eminescu e primul care a anticipat problema aceasta extraterestre. Nu se poate. Sau că este mare specialist în securitatea și siguranța națională. Deci un fel de predecesor al SRI-ului, nu? Serviciul Român de Informații sau SIE. Nu se poate. Trebuie să-l informăm corect. Este cel mai mare poet al nostru, unul dintre mari poeți romantici ai lumii, prozator onorabil, dramaturg aproape inexistent și mare jurnalist și ideolog. Da, aceasta este realitatea. Și al treilea scriitor la care m-am oprit este Ionuca Caragiale, cel mai mare dramaturg, datorită celor patru comedii. În Frunte cu o scrisoare pierdută. Singura care se studiază în liceu. Pentru că astăzi în liceu nu mai se studiază istoria literaturii române de la origini până în prezent, ci câteva opere literare, dar nici acelea în întregime. Nu? Ca să nu obosească școlaierul. Și se studiază numai pe fragmente. Pentru că fragmentarismul este o trăsătură a postmodernismului. Noi nu mai suntem moderni, suntem postmoderni. Ba unii spun că suntem post-postmoderni. Deci mergem numai pe fragmente. Nu mai există lectură obligatorie. Pe vremuri, lista cu lectura obligatorie era spaima pentru vacanță. Dar elevii citeau. Chiar dacă e forțam, citeam. Și mă întâlnesc cu foști elevi, nu numai de la zi, ci și de la seral. Am întâlnit cu un cetățean de la seral care mi-a spus, domnul profesor, eu știu de 10 ori mai multă literatură decât fetița mea, care era cu de zi. În sfârșit. Poate că se va reveni odată și odată și se va studia literatura română ca lumea. Nu, cum se procedează astăzi. Da. Bun. Deci, cartea se referă la aceste trei repere. Cei care o să luați cartea, o să citiți despre Slavici, despre Caragiale, nu mă refer la ei. Vreau doar să vă spun că nici Eminescu și nici Caragiale n-au fost academicieni,
și nu au fost premiați de Academia Română. Singurul premiat a fost Slavici pentru volumul întâi din romanul din bătrân și ales membru corespondent doar al Academiei, dar la secția istorică, pentru că el a scris și studii de istorie. Deci vreau să ne referim la numele Ionescu, așa, și mai ceva de spus important în introducere. În creația eminescială se observă două perioade, două etape, două luni, cu sori și luni diferite. De la 1869, anul în care pleacă la Viena, și până la 1876. Și a doua etapă, de la 1876 până la sfârșitul vieții. Ei, în 1876, Eminescu a comis o mare greșeală, o greșeală capitală. S-a trădat pe sine. El, la Viena, unde a locuit, și a creat, era să zic studiat, nu prea studia la Viena, pentru că și-a plătit taxele pentru ca să participe la cursuri, dar nu avea voie să meargă la examene, fiindcă nu avea examenul de absolvire a liceului. Știți câte clase are Eminescu sigur făcute? 5. Deci a terminat și clasa 5-a. Între a 6-a a rămas repetent, a repetat anul și nu s-a mai renunțat. Deci 5 clase sunt sigur. Celelalte se discută. Deci, ne fiind obligat să susțin examene, eu stăteam mai mult acasă și scriam cu consum, cu abuz de cafea și de tutun. Când veneau prietenii de la facultate, îl găseau în cameră, într-un nor de fum. Nu-l recunoșteau, nu-l observau. Da. Așa. Deci, în 1876, părăsește drumul pe care mersese până atunci, care era un drum excepțional. Și o să vă spun imediat de ce. La Viena, deci din 1869 și până în 1872, Eminescu a scris mii de versuri, poeme de mare întindere, poeme ample, bazate pe mitologie. Să știți că un poet nu poate fi mare dacă nu pornește de la mituri, de la mitologie. Deci, poeme dificile, filozofice. Ce s-a întâmplat după ce de ce a renunțat el pe drumul acesta al creării de poeme de mare întindere? Pentru că cei de la Julina, de la Iași, de la Convorbiri Literare, nu îi le publicau. Un singur poem a apărut în întregime, Strigoi, 295 de versuri. Apoi când a venit cu Memento Mori, adu-ți aminte că vei muri, cu subtitlul Panorama deșertăciunilor, i s-au publicat doar 90 de versuri despre Egipt. 90 de versuri din 1302 versuri. Vă dați seama? A fost refuzat. Pentru că cei care conduceau revista Convorbiri Literare, în primul rând Iacob Negruții, i-a spus lui Titu Maiorescu că aceste poeme dacă apar în revistă, o vor duce la faliment. Pentru că lumea nu poate să aprecieze asemenea creație. Sigur că Negruții era influențat de Titu Maiorescu. Titu Maiorescu era un tip academic, un tip clasic, ponderat și sigur că l-a stopat pe Eminescu. N-a mai putut să publice asemenea creație la care lucra la Viena. La Memento Mori a lucrat 2 ani, 1871-1872, era în plină putere creatoare, tânăr, viguros, sănătos. Da. Și
Din cauza aceasta, se spune că din cauza aceasta, din cauza arestului Iacob Negruși, a renunțat la poemul de largă respirație. Alți cercetători spun, domnule, pe mine nu putea să-l determine nimeni să schimbe drumul pe care a pornit. Și atunci care este explicația? De ce a renunțat la poemele acestea de întindere? Și aici se avansează o ipoteză. Eminescu s-a dat seama că nu va mai avea mult de trăit. Și atunci a renunțat la acest drum și s-a orientat spre poezia iubirii și a naturii, a căutat să se salveze înainte de catastrofă. Deci o ipoteză. Și anume că s-a prevăzut sfârșitul. Da. Deci renunță la poemul amplu, bazat pe mitologie, și trece la creația aceasta inspirată din natură, din iubire. Sigur că și poeziile acestea sunt frumoase, nu? Atât de frage, de dorința, țara pe deal și așa mai departe. Apoi vin scrisorile, cele cinci scrisori, Luceafărul. Ei, dar în legătură cu scrisorile apar niște probleme. Pentru că Eminescu, în aceste opere literare, în cele cinci scrisori, poematizează noțiunile, liricizează conceptele, ideile generale. Și poematizarea filozofiei dăunează lirismului, dăunează poeziei. Și de aceea scrisorile sunt criticate pentru discursivitate, pentru retorism și chiar pentru didacticism. De asemenea, o să vă surprindă faptul că poemul Luceafărul este criticat pentru partea a treia, aceea cu extraterestri, după ovni. Se zice că în poemul Luceafărul are patru părți și în toate acele patru părți ritmul este același, ritmul iambic și măsură de 7-8 silabe. Ei, se spune că în partea a treia măsura și ritmul nu sunt potrivite pentru fondul părții a treia, și anume zborul Luceafărului prin spațiul cosmic, dialogul cu demiurgul, sunt acolo exprimate concepte filozofice, viziuni cosmologice, și nu sunt potrivite iambul și cu măsura aceea, nu sunt potrivite pentru asemenea fond. Deci, trebuie să ne împăcăm cu ideea că Luceafărul nu este o capodoperă a creației eminescene, așa cum vă spuneam eu în liceu, unora dintre cei prezenți. Nu? Făceau mare cap Luceafărul, capodoperă a creației. Uite că nu-i așa. Capodoperă este Memento Mori, de 1302 versuri, din care n-au apărut decât 90 egipeturi în comorbiri literare. Iacob Negruși vorbea la... Așa, Iacob Negruși, la un moment dat, a publicat un articol despre poeții convorbirilor literare și pe Eminescu menționează al cincelea. După Bodnărescu, Șerbănescu, Vasile Pogor, Schelidi și apoi Eminescu. Din ce cauză? Din cauza versurilor pe care nu le înțelegea Iacob Negruși. Da. Spunea că sunt versuri obscure, într-o formă obscură, cu greșeli de gramatică, și așa mai departe. Sigur că la Eminescu este greșeli de gramatică. Da, dar să nu uităm că limba română încă nu era formată pentru poezie. Ce poezie am avut noi până la Eminescu? Nu? Da. Deci, nu mă rabă inima să nu vă spună ce o greșeală, care o greșeală făcută de Eminescu. În loc de așează, el scrie așează.
cu ea, cu tifton. Ei, lingviștii spun că în rădăcina cuvintelor, după ș și j, nu merge diftongul. Dar Ceminescu a făcut asta greșeală. Era la începutul formării limbii române literare.